Din clasa întâi, cred. Adică de la grădiniță, doar că eu nu prea mergeam la grădiniță, pentru că nu mă trezea. E încredere, e amuzantă, e talentată. Vedem destul de rar acum, ca să nu-mi placă ceva. Dar îmi amintesc că atunci când stăteam în cămin, mă scotea din minte, atunci când dimineața aș mai fi dormit. Iar ea se trezea și începea să cânte: bună dimineața, ce frumoasă este viața! Ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Să te trezești mereu fericit. Felicitări și casă de piatră. Păi, Dăsca, că am auzit că te căsătorești. Foarte bine faci. La mulți ani. Hei, Dăsca, să știți că ne bucurăm mult pentru pasul pe care l-ați făcut. Felicitări, casă de piatră și să vă iubiți mult! Dăsca, vă doresc fericire, casă de piatră, tot ce vă doriți voi, să fiți fericiți, liniștiți și să vă iubiți mult până la adânci bătrâneți. Vă pup! Vreau să vă transmit toată căldura mea, vreau să ne vedem cu bine și să auzim numai de bine. V-am pupat! Ce să mă fac, Doamne, eu, se mărită Dăscă. Nu știu, Doamne, ce cu ea. Băi, să ai o nuntă, cel puțin la fel de mișto ca la majorat. Să aveți copii frumoși, să fiți iubiți, să vă iubiți toată viața până la 100 de ani. Și, nu știu, ne invitează la botez. Hai, vă pup! Casă de piatră, familia Ciocan. Bună, Dăscă, la mulți ani! Casă de piatră, să fiți fericiți!